Ce? Ce? Ce se întâmplă? Oh, e dimineață. Ok, m-am trezit. M-am trezit. O să fac asta. Sunt bine, sunt trează. Sunt trează. Gata, mă dau jos, mă dau jos acum. Gata, mă dau jos acum. Ok, pot face asta, e simplu. O să mă târăsc ușor până la baie. Și spălăm, spălăm dințișorii. Spălăm, spălăm, spălăm dințișorii, spălăm dințișorii, nu dormim, spălăm dințișorii. Ok, trebuie să mă îmbrac și... Oare și-ar dă seama cineva că asta e pijama? Ea aș zice că nu. Cred că aș putea să merg așa. Nu, cred că s-ar vine nimeni. Poate totuși ar trebui să mă îmbrac cu ceva. Fusta asta e preferata mea. Da, aș putea. Trebuie să port. E drăguță. Da, dacă stau bine să mă gândesc, nu sunt depilată. Da, mai bine nu. Nu cred că e idee bună. Ce-am zice de... Oh, tricoul ăsta. Îmi place la mine tricoul ăsta. Mi se pare foarte fancy. Foarte drăguț. E preferatul meu. Oh, nu e restul de mânecă, dar e un tricou prea frig pentru asta. Cred că, da, ar trebui să ne gândim la altceva. Bun, începem să ne mișcăm. Mi-am găsit cu ce să mă îmbrac. Bun, prindem părul. Hai să ne machiem. Arătăm foarte rău astăzi, așa că cred că o să meargă bine. Punem fond de ten, desigur, fond de ten, puțin fond de ten. Să acoperim toți monstruleții. Oh, ok, gâtul are altă culoare. Ca întotdeauna. Ok. Mai punem, punem puțin fond de ten. Să pictăm și gâtul. Nu uităm de gât. Ok. Se presupune că ar trebui să ne facem niște triunghiuri cu anti-charcon. Nimeni nu știe cât de mari trebuie să fie triunghiurile. Mai bine punem așa. O, da. Perfect. Contouring on point. Și că veni vorba, nu e niciodată prea mult bronzer, cred, se vrea să spun. Poate uneori e prea mult bronzer, ok, ștergem. Să fie astăzi ziua în care dăm acestei monstruozități o șansă, aproape, nu, e și mine o zi, o să reușim o dată și o dată. Pentru astăzi rămânem la tradiționalul rimel, ok, ce poate merge rău. Ok. Se întâmplă, e normal. Toți greșim. Ok, arată bine. Bine. Deja lucrurile devin penibile. Ok, măcar să terminăm. Deja e absurd. Cine mai observă că ai ochi de panda dacă toată atenția cade asupra buzelor? Poate depun ceva mai mult efort aici? Ce-i drept? Nu mi-am dat niciodată seama unde se opresc buzele mele. Nu ar trebui să mă opresc rujul. Cât de departe ar trebui să mă duc? De jos ar trebui să mă duc. Sunt confuză. Ok. Pare că m-am dus mult prea jos. Dar nu-i dreaptă. Măcar să fie dreaptă. Poate. Poate aș putea să zâmbesc așa. Nu și-a dat nimeni seama că am depășit cu mult linia buzelor. Oh, pe cine jos păgălesc? Mă rog, arătăm bine. E ok, decent. Arătăm drăguț. Cum să facem ceva cu asta? Părul meu. Să trecem la treabă. Și avem acest kit fancy schmancy de la Babyliss, care pot să-mi usuc părul, să-mi îndrept părul, să-mi-l aranjez. Avem fel de fel de capete care pot fi schimbate, așa că haideți să vedem ce avem aici în borsetuță. Avem aici piesa principală. Avem peria rotundă de 20 de mm. Avem capătul ce usucă părul. Mai avem și capătul ce îndreaptă părul cu 4 setări în funcție de tipul părului.
și, în ultimul rând, peria rotundă ceramică de 50 de mm. Acest aparat are tehnologie ionică și elimină energia statică și are părul super strălucitor, are două trepte de temperaturi și aer rece și poți alege direcția în care se învârte peria rotativă. Okidoki, cred că cel mai bine în prima fază ar trebui să-mi descălcesc cuibul ăsta în cap. Cum ce să fie? Să fie drept? Să fie ușor altfel? Să fie mai cu volum? Să fie mai drept? Să fie... Decizii. Ok, o să-l facem drept. Am făcut o șuviță mică. Ok. Oh, mă descurc la asta. Oh, ok, nu e greu deloc. E ca și cum aș pierdă. Arată chiar foarte bine. Îmi place. Aparatul ăsta e perfect pentru persoanele leneșe ca mine. Poți pur și simplu să-l iei așa și să treci direct prin păr. Da, asta îmi place. Looking good, feeling good. Aparatul ăsta e genial, multifuncțional, trebuie să adauge pe cutie accesoriu pentru instastory-uri perfecte și senzuale. Feeling babylicious, add to story. Sunt gata să zic, arăt bine, mă simt bine și... Sunt în întârziere. Nu e bine, asta nu e bine. Repedez, bagaj, o să fiu gata, imediat. Mică panică. Oh, perfect, mai sună și telefonul, cine ce vrea de la mine. Acum? Plec din casă. Acum ies din casă. 2 minute. Acum plec. Acum ies. Oh. Trebuie să anulăm. Am înțeles, da. Nu e nicio problemă. Sigur. Nu. Niciun caz. Da. Sigur. Am înțeles. Da. Sigur. Nu e nicio problemă. Te urez din tot sufletul pentru că m-ai pus să trec prin toate astea. Iar pentru că lumea m-a dezamăgit suficient pe ziua de astăzi, o să mă întorc înapoi la culcare. Vă pupic și somnășoară!